Din 2026 se vor schimba regulile pentru taxarea utilizării rețelei de drumuri publice din România. Rovinieta va fi împărțită în două taxe diferite, în funcție de tipul și greutatea vehiculului. De asemenea, se vor modifica și criteriile de stabilizare a valorii rovinietei, precum și perioada pe care o poți achiziționa. În acest articol îți vom explica ce trebuie să știi despre noua rovinietă și cum te va afecta ca șofer. Rovinieta va fi valabilă doar pentru vehiculele ușoare, adică cele destinate transportului de persoane sau de marfă, cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone. Pentru vehiculele grele se va aplica o altă taxă numită toll RO, care va fi calculată în funcție de distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale. Această diferențiere are ca scop creșterea calității rețelei de drumuri din România și reducerea impactului asupra mediului, conform campaniei naționale de administrare a infrastructurii rutiere, care a anunțat recent aceste schimbări. Rovinieta se va aplica doar în afara localității, la fel ca în prezent. Rovinieta se va încheia înainte de utilizarea drumurilor naționale și se va putea plăti cu maxim 30 de zile în avans. Plata și emiterea rovinietei se vor putea face prin diverse modalități, online, prin SMS sau prin intermediul unor puncte autorizate. Dacă nu poți dovedi clasa de emisii poluante a vehiculului tău, vei fi încadrat în clasa Euro 0, care are cel mai mare tarif. Dacă schimbi utilizatorul sau numărul de înmatriculare al autovehiculului, rovinieta își păstrează valabilitatea. Dacă radiezi vehiculul, poți cere returnarea contravalorii rovinietei pentru perioada rămasă, relatează realitatea.net.